știu eu. Nu-i treaba lui să facă piața. Oh, o, dar ce altă treabă are primarul? Treaba lui a fost să câștige postul. Alegele, dar ce, e la primul mandat? Da, e la primul mandat. Doamne, eu nu sunt din Florești, eu sunt din Coșernița. Oricum, din centru raional, veniți aici. Doamne, eu nu cunosc nici cum îl cheamă bine, dar m-am adresat de câteva ori și a spus că nu-i treaba lui. A trimit pe domnii polițiști să ne alunge de aici. Polițiștul își face lucrul lui, dar primarul spune ce. Dar în piață și nu sunt destule locuri? Nu sunt locuri în piață. Tatăl e ocupat pe recup și tatăl a ocupat teritoria. Unde duce aici, e butca mie, aici e locul meu, feriți-vă, dați-vă într-o parte, ne alung într-o zi aici, mai mă bătut. Că n-ai voie, doamnă, să vinzi. Uh-huh. Mai la deală e bucile, la farmacie, la florărie, la bancă, la... Nu-i unde, în genere, în Florești, n-ai unde parca, n-ai unde te așeza, tăi parcă fi niște talhari. Vin aici, zbolnavă de diabet, vin aici să fac un ban ca să-mi pot procura medicamente. Nu vin să fac avuții mari. Dar statul nu vă ajută, știu că diabetul, cancerul, stratează gratis, nu? Stratează gratis, diabet gradul 3, uh-huh, pentru că fac insulină de două ori pe zi. Uh-huh. Nu, am întors ftecul și a zis că nu, mă, dar nu-ți cuvine. Nici grad de invaliditate, nimic. Gradul 2 nu-ți cuvine, gradul 3. Uh-huh. Și asta e, muncim, alergăm și n-ai chip să-ți hrănești familia. Dar te comisia asta de aici, din Florești, da? Din Florești, da. Dar ce oare? Sunt corupție, incompetenți, de ce? Sau așa lege prevede că ăla? Știți că astăzi, ca să câștigi dreptatea, trebuie să ai buzunarul plin. Dacă nu ai buzunarul plin, deci ce fel de dreptate? Ce e cu dreptatea cumpărată? Așa. Eu cred că dacă faci insulin de două ori pe zi, trebuie să ai și, așa mă gândesc și un grad de invaliditate 2, măcar 2. Nu știu, eu nu știu, dacă așa prevede legea. Gradul 3 de invaliditate și pentru asta trebuie să muncesc. 400 de lei pensie nu pot întreține familia. Am 3 copii, studenți. Bun, dar care ar fi avantajul? Dacă ar fi gradul 2, ți-ar... Avantajul ar fi nu cer pensii niciun mai mare grad. Sau ce? Nu cer nici... Da, e clar că pensii, uh-huh, mai mari. Nu cer nimic, dar măcar să ne dai pași. Dar cât de mare pensia ta? La gradul 1 cât? Asta în dependență de... Dacă ai muncă este... Dacă ai muncit în trecut, ai pensia mai mare. Ani de muncă, uh-huh, apoi cele mei, așa, ai avut bani buni, atunci ai și pensia mai bună. Dar am înțeles. O leapă așa de 1000 și ceva, și dă de 400, ieși cu 400 ori. Am înțeles. Cu minimală, cu minimală. Trăiește cu 3 copii, cu așa o pensie, e imposibil. Am înțeles. Și v-ați adresat, eu știu, la... Lideri, la politicieni, vin în campanie electorală. Am întors chiar ftecul de aici, am mers la Chișinău și acolo au zâmbit așa ironic și a spus: doamnă, te-ai jăluit o leacă, zici, te-am ascultat, mergi sănătoasă, rămâi tot cu gradul 3. Oho. Și asta e. Deci Chișinău tot așa au decis, nu numai Florești. Da, corect, după. Fiindcă cei de jos sunt legați cu cei de sus, și gândiți. Am înțeles. Vreți să vă prezentați sau rămâneți? Da, mă cheamă Svetlana Ouș, Coșernița. Mulțumim. Mulțumim pentru încredere și pentru curaj. Da. Sperăm să... Am văzut reportajele dumneavoastră și am zis că sunt oameni și bravo în Moldova. Dar din punct de vedere a nostru, că copiii noștri, de-am noi le dăm sfat, plecați din Moldova, n-are rost să stați aici. N-are rost. La microfonul liber aici. Dreptatea e la fundul mării.